Daniela, iată-mă. Am vorbit puțin cu ea, dar am zis că e frumos în Madrid, dar îi dor de țara în care a crescut mai mulți ani. Și în ultimul rând, mulțumesc fratelui Nelu și sorei Bianca. Niște gazde de 5 stele, m-am simțit de răsfățat la ei. Mi-au dat camera cea mai bună și inima lor. Domnul să-i binecuvinteze. Frați și surori, în această dimineață am un gând pentru noi. Și un lucru pe care obișnuiesc să-l fac, și dacă nu vii greu, haideți să comunicăm în această dimineață. Aș vrea ca împreună să slujim. Aș vrea să vă întreb înainte de orice. Care credeți că a fost cea mai mare minune pe care Dumnezeu a făcut-o? Și mă opresc aici. A făcut-o. Puteți să vă gândiți din Scriptură, probabil cea mai mare minune. Care credeți că cea mai mare minune pe care Dumnezeu a făcut-o? Învierea extraordinară. Învierea poate fi cea mai mare minune pe care Dumnezeu a făcut-o. Când vă gândiți la Dumnezeu, o altă mare minune. Știți care cred eu, în dreptul meu, că e cea mai mare minune pe care Dumnezeu a făcut-o? Că a ales să coboare din cer în mine, viața mea. Ne-am gândit vreodată la asta. Știți că când înțelegem lucrurile, viața noastră se schimbă. Haideți să vă prezint un adevăr într-o frază. În mine și în tine locuiește o persoană care e atotputernică, atotștiutoare, care știe totul despre mine și despre toți și care a ales de bună voie să fie prieten. Știți care este numele acestei persoane? Duhul Sfânt. Câți dintre noi medităm sau medităm cu acest adevăr? În mine locuiește o persoană care știe totul și poate totul și care s-a hotărât să fie cel mai bun prieten. De fapt, cuvântul mântuitor e prieten și ajutor. Nu-i mare minunea asta? Știți, eu cred că e mai mare decât faptul că Dumnezeu a coborât pe pământ și s-a întrupat. Să coboare în mine, parcă e mai mare de atât. O consider o mai mare minune decât creerea Universului. El locuiește în mine și vrea să fie învățătorul meu și vrea să-mi schimbe viața și vrea să-mi schimbe expresia feței și vrea să-mi schimbe modalitatea sfârșită, vrea să schimbe totul în mine și cât de mult prin mine se schimbe pe alții. De aceea, noi nu suntem siguri. Binecuvântat să fie Domnul. Amin. Dragii mei, această minune pe care o trăim și o experimentăm fiecare într-o anumită măsură, mai mult sau mai puțin, se numește, sau putem să o redefinim în următorul fel. Spune Scriptura că împărăția lui Dumnezeu nu este nici mâncare, nici băutură. Ce este împărăția lui Dumnezeu? Neprihănire, pace și bucurie. Când înțelegem că neprihănirea pe care noi o purtăm nu-i neprihănirea noastră, ci neprihănirea lui Dumnezeu, e extraordinară. Odată știm că suntem neprihăniți prin El, începem să avem un sentiment de pace. Ne este neprihănirea dată și pacea este instaurată în viața noastră. Și rezultatul imediat este o bucurie. Și bucuria aceasta se traduce în viața noastră prin mulțumire. Pentru că ce am citit în această dimineață? Cel cu inima mulțumită, ce are în inimă? Un ospăț necurmat. Și pentru că totul gravitează în jurul ăsta, aș vrea în această dimineață să vă aduc un cuvânt care cred eu că este din partea Domnului, pe care l-am intitulat Puterea Mulțumirii. Știți noi, ca să-i facem pe oameni să fie mulțumitori, le spunem cât îi de urâtă nemulțumirea. Nu fiți nemulțumitori, fraților. Nu fiți, nu faceți. Ca să facem cumva pe oameni să fie mulțumitori. Eu vreau în această zi să ne refocusăm și să vedem
cât de bogăție este mulțumire, cât este de importantă mulțumirea, ce efecte are mulțumirea în viața noastră și începând de astăzi, ieșind de aici, să ne pocăim, să ne schimbăm mintea și gândirea cu privire la acest lucru și vă promit pe baza Cuvântului Lui Dumnezeu că viața noastră va arăta. Frați și surori, primul gând pe care aș vrea să împărtășim în această dimineață este acesta. Și aș vrea să fim atenți. Mulțumirea este ușa către împlinire. Și aș vrea să fac o afirmație. Și să o subliniez. Dacă noi nu suntem mulțumiți, nu putem să ne închinăm. Știți, noi venim la biserică și spune fraților, haideți să ne închinăm. Știți că închinarea nu înseamnă rugăciune? Din păcate, nu înseamnă rugăciune. Se prea poate să fi venit ani de zile sau săptămâni sau depinde de cât de mulțumire a intrat în viața noastră și să zice că a fost și ne-am închinat și de fapt nu ne-am închinat. Și știți că în închinare se ascunde o comoară extraordinară? De fapt, închinarea este cea mai înaltă trăire pe care o poate avea un creștin. Dragii mei, nu uitați, ca să te poți închina, trebuie să te asiguri că ești mulțumit și ai o inimă mulțumită și inima ta domnește mulțumirea. Uitați un verset. În această dimineață aș vrea să intrăm mai adânc în Cuvântul Lui Dumnezeu, să arătăm ceea ce spune Cuvântul Lui Dumnezeu, ca să putem să așezăm pe inima noastră aceste adevăruri. Uitați Evrei 12 cu versetul 28. Dacă frații de la videoproiector ne ajută, începem o călătorie frumoasă. Evrei 12 cu 28. Uitați ce spune Cuvântul Lui Dumnezeu. Fiindcă am primit darul împărăție, ia ascultați, am primit o neprihănire pe care oricât am face noi, n-am putea să o câștigăm. Frații mei, noi trebuie să înțelegem un lucru. Pentru ca omul să intre într-o relație cu Dumnezeu, trebuie să fie perfect. Vedeți asta? În vechime, trebuia jertfe pentru om. Un Dumnezeu Sfânt nu poate privi păcatul. Nu poate privi păcatul. Nu are nicio conexie cu păcatul. Dumnezeu, pur și simplu, nu are nicio legătură cu păcatul. Și pentru ca omul să intre într-o conexie cu Dumnezeu, să poată vorbi cu Dumnezeu, nu ca în vechime, printr-un singur om, odată pe ea. Atunci trebuie să fie perfect. Și pentru ca să fie perfect, a venit cineva perfect. Și pentru că a venit cineva perfect, a trăit o viață perfectă. Și a murit și a înviat. Ca perfecțiunea asta să coboare peste viața noastră, o neprihănire care nu se dă prin fapte, spre Cuvântul Lui Dumnezeu, ci care se dă prin credință. Și pentru că am primit-o ca dar, se așează o pace peste noi. Cu Dumnezeu, cu noi. Și începem să o arătăm cu ceilalți. Și o bucurie a ceea ce Dumnezeu ne-a dat. Asta e împărăția lui Dumnezeu. Și asta nu se poate clătina. Și spune ca răspuns la acest lucru. Să ne arătăm cum? Spuneți dumneavoastră. Mulțumitor. Și astfel să aducem lui Dumnezeu continuare. Frații mei, dacă există acolo o nemulțumire în viața noastră, noi nu putem să ne închinăm. Și aș vrea acest gând să se așeze adânc în inima noastră. Vom vedea imediat ce înseamnă a ne închina. Dar întotdeauna să știm că mulțumirea este înaintea închinării. Uitați un verset din Psalmul 100 cu versetul 4. Cum arăta închinarea și mulțumirea în Vechiul Testament? Era o poză a templului. Psalmul 100 cu versetul 4. Uitați ce spune Cuvântul Domnului. Intrați cu laude pe porțile Lui, intrați cu cântări pe porțile Lui, lăudați și binecuvântați numele. Aici tind să fac o remarcă. Cuvântul laude este cuvântul ăla în ebraică, cu mulțumire. Adică, când intri pe porți, intră cu mulțumire. Când intri în curți, intră cu laude. În Vechiul Legământ, templul avea trei părți. Era curtea, era după aceea locul sfânt și era locul prea sfânt. Știți ce făceau evrei? În curte intrau cu laude. În locul sfânt intrau cu mulțumire. Și în locul prea sfânt intrau cu laude. Acolo era sfințenia lui Dumnezeu. Acolo se întâmpla închinare. Pentru ca să ajungem să ne închinăm, trebuie să facem trei pași. Îl lăudăm pe Dumnezeu. Și a lăuda pe Dumnezeu înseamnă a te relaționa la ceea ce este El. Apropo, cine este Dumnezeu pentru tine?
Cine este? Este Creatorul nostru. Amin. Este Tatăl nostru. Este Cel care face toate lucrurile și le ține toate lucrurile în existență. Este singurul Dumnezeu adevărat. Laudă înseamnă să te relaționezi la măreția lui Dumnezeu. Și asta avea de a face în vechime cu cei ce erau în curțile templului. În curtea templului. Mai departe, în momentul când intra în locul sfânt, trebuia să intre cu mulțumire. Adică mulțumirea este o relaționare cu privire la bunătatea lui Dumnezeu. Ceea ce a făcut Dumnezeu pentru noi. Și uite așa că am găsit definiția cuvântului mulțumire. A te relaționa la bunătatea lui Dumnezeu. Și după aceea era locul prea sfânt, unde se încorpora prezența lui Dumnezeu. Și Dumnezeu vorbea cu omul. Pentru că închinare, ascultați-mă, închinare înseamnă manifestarea lui Dumnezeu. Închinare înseamnă locul unde Dumnezeu vorbește și tu l-auzi. Este locul unde Dumnezeu se manifestă. Este locul acela special, este cel mai înalt loc. Știți că dacă noi venim un program la biserică și n-am ajuns în locul acela special numit închinare, unde să fii doar tu cu Dumnezeu, El să-ți vorbească într-un mod intim și profund și tu să-i vorbești ca parcă niciodată până atunci, atunci te-ai închinat. Până atunci este laudă, este rugăciune. Sau altceva. Dar această poză din vechime este poza noastră. Știți cum se numește trupul nostru? Nou legământ. Templu. Și știți că și noi suntem format tot din trei părți. Partea care se vede este trupul. Și reprezintă curtea din Dumnezeu. Știți ce spune Psalmul 34 cu versetul 1? Voi lăuda pe Domnul în orice vreme și lauda lui va fi totdeauna unde? În gura mea. Trupul este o expresie a laudei. Lauda este o expresie a trupului. Este o expresie a curții. Mulțumirea este o expresie a inimii. Mulțumirea trebuie să vină în inimă. Ce spune Solomon? Proverbe 15 cu versetul 15. Cel cu ce? Cu inima. Dar uitați ce spune Coloseni. Capitolul 3 cu versetul 16, dacă frații ne pot ajuta. Coloseni 3 cu 16. Uitați ce spune. Cuvântul lui Hristos să locuiască din belșug în voi, în toată înțelepciunea. Întăriți-vă și sfătuiți-vă unii pe alții cu psalmi, cu cântări de laudă și cu cântări duhovnicești. Și haideți să citim acum. Cântând lui Dumnezeu, cum? Cu mulțumire unde? În inimă. Lauda este expresia trupului. Lauda este expresie cu privire la măreția lui Dumnezeu. Mulțumirea este o expresie a inimii. Se relaționează la bunătatea lui Dumnezeu. Și până noi nu ne relaționăm într-un mod corect, având mulțumire în inimă, noi nu putem să ne închinăm. Dragii mei, eu știți ce îmi doresc? Ori de câte ori să vin în casa lui Dumnezeu, să ajung în locul acela al închinării. În locul acela profund. Unde glasul lui Dumnezeu să răsune mai tare decât cântarea, decât predica, fie că se întâmplă prin cântare sau predica. Aș vrea să vă spun că locul închinării nu este nici prin trup, nici prin inimă. Știți ce spune Ioan capitolul 4 cu versetul 24? Adevărați închinători se vor închina Tatălui unde? În Duh. Aici se întâmplă minunea. Aici se aude în vocea lui Dumnezeu. Aici se produce transformarea. Aici și de aici pornește totul. Pentru că aici ai cel mai sublim loc în Duh. Aici e locul închinării noastre. Am ajuns la o concluzie. Că noi nu suntem mulțumitori la bunătatea lui Dumnezeu și nu ne relaționăm corect. Pentru că nu știm ce a făcut Dumnezeu pentru noi în totalitate. Sunt două lucruri pe care le-a făcut în mod special Dumnezeu. Unul știm. Al doilea, când Domnul Iisus Hristos a murit pentru noi, dragii mei, a rezolvat două probleme. El a venit să rezolve două probleme. Și primul lucru pe care a venit să-l rezolve e ceea ce am făcut. De aceea Iisus a murit pentru păcatele noastre. Pentru ceea ce am făcut. Și toți ne oprim aici. Și știți cum este viața noastră de credincioși? Mă întorc la Domnul că mi-a iertat tot trecutul și toate mizerile care le-am făcut.
Și pentru că mi-a iertat tot trecutul și toate mizerile, eu din momentul ăsta încep o viață nouă, făcând cumva să trăiesc o viață mai bună, ca într-o zi cumva să ajung în cer. Și viața mea se relaționează cu privire la ce am făcut, încercând să răspund cu o viață mai bună și o frământare și parcă tot timpul nu reușesc să fac ceea ce îmi propun. Dar aș vrea să vă spun poveste mai bună. Iisus Hristos, Fiul lui Dumnezeu, n-a murit doar pentru ceea ce am făcut. Știți care e vestea mare în această dimineață pe care vreau să vă readuc aminte? Este că Iisus Hristos a murit pentru ceea ce am fost. Prima dată când omul a păcătuit, s-a întâmplat în felul următor. Dumnezeu îi vorbește și spune așa. Ziua când vei mânca, vei muri. Prima problemă a omului n-a fost ceea ce a făcut păcatele după. A venit frica, a venit minciuna, a dat vina pe nevastă. A început crima, a început gelozia și a venit. Nu, nu, nu. Înainte de ceea ce facem, problema mea și problema ta, problema omenirii, este cine suntem. Și știți cine suntem? Noi niște oameni morți. Când Domnul a păcătuit, a intrat moartea în om și a ieșit viața, a ieșit Dumnezeu. Și de atunci fiecare om se naște mort. Incapabil. Și Dumnezeu a venit să readucă viața în noi. Frații mei, dacă Dumnezeu ne aduce viața lui, noi nu putem face nimic. Știți care e vestea bună? Dumnezeu n-a venit numai să rezolve ceea ce am făcut, ci a venit să se ocupe de ceea ce am fost. Și am fost un om mort, de aceea El a trebuit să moară. El a înviat ca să poată să pună viața Lui în viața mea. Și asta știți ce se numește? Un schimb de identitate. De aceea Dumnezeu n-a venit doar să rezolve ceea ce am făcut, ci a venit să se ocupe de ceea ce sunt. Și dintr-un străin, știți ce m-am făcut? Un prieten al lui, slăvit să fie Domnul. Amin. Frații mei, niște oameni păcătoși, știți ce a făcut din noi? Niște sfinți. Știți că Scriptură de peste 200 de ori în Noul Testament, noi suntem numiți Sfinții lui Dumnezeu, suntem oameni luați și puși deoparte pentru Dumnezeu. Vrea cineva să spună după mine, care crede cuvântul lui Dumnezeu, să spună acest adevăr, eu sunt un sfânt. Vrea cineva să spună, dacă vrea cineva să spună, să spună după mine, ca să ne putem înțelege. Eu sunt un sfânt. De ce spune? Știți de ce? Pentru că nu ne vedem așa. Și știți de ce nu ne vedem așa? Că nu ne gândim cum ne vede Dumnezeu. Vine și le scrie Pavel Corintenilor, frați sfinți. Și acolo erau probleme în biserica aia. Că noi avem un concept și o privire, cu privire la sfinți. Frații mei, problema pe care știți ce spune Scriptura în 2 Corinteni 5 cu 17, vă rog frumos ca să punem acolo versetul. 2 Corinteni 5 cu 17. Căci dacă este, hai să citim împreună. Căci dacă este cineva în Hristos, este o făptură nouă. Cele vechi s-au dus, iată că toate lucrurile s-au făcut nou. Știți că noi nu suntem doar creștini iertați sau păcătoși iertați. Noi suntem o persoană nouă. Vedeți că prima dată vine Domnul să se ocupe de cine suntem, după aceea cele vechi s-au dus, păcatele mele s-au dus, greșelile mele s-au dus. Noi până nu vom ști ce a făcut Dumnezeu pentru noi, nu putem să fim mulțumitori. Pentru că credem că problema noastră e mai importantă decât ce a făcut El pentru noi. Noi credem că faptul că nu avem un loc de muncă e mai important decât ce a venit Dumnezeu să facă pentru noi. Eu când știu ce a făcut Dumnezeu pentru mine, pot să fiu mulțumitor. Pentru că asta e bunătatea lui Dumnezeu. Bunătatea lui Dumnezeu înseamnă iertarea păcatelor mele și înseamnă să-mi dea o nouă identitate. Știți ce spune Scriptura? Că cine sunt eu și cine ești tu? Noi suntem lucrarea lui Dumnezeu. Efeseni capitolul 2 cu versetul 10. Noi am fost zidiți în Hristos, noi suntem lucrarea. Știți cum se traduce acest verset? Opera lui Dumnezeu. Care începe dinăuntru. Dar așa ușor, 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 ușor. Ia chip în afară. Căci noi suntem opera, creația lui Dumnezeu. Vreau să spună cineva că El e lucrarea Lui, a Domnului. Dacă vreți, spuneți după mine. Eu sunt lucrarea Domnului. Spuneți după mine. Eu sunt lucrarea Domnului. Vedeți cum suntem noi?
Asta îmi pare că mai ușor o spun. Dar vrea cineva să spună după mine, eu sunt o făptură nouă. Spuneți după mine. Eu sunt o făptură nouă. Pentru că atunci când te vezi, când știi ce-a făcut Dumnezeu în tine, tu asta dai afară. Tu trăiești, îl lași pe Dumnezeu să lucreze în viața ta. Uitați un verset de Efeseni 5 cu 8. Ce spune? Cine am fost noi? Și prin prezența lui Dumnezeu cine suntem? Odinioară erați, hai să citim doar acest cuvânt, întuneric, da? Nu eram în întuneric. Ce eram? Întuneric, fraților, eram morți. Eram incapabili, nu ne puteam ajuta. Dar acum sunteți ce? Ce suntem acum? Uitați concluzia. Umblați, deci, ca niște, pentru că sunteți umblați. Pentru că Dumnezeu a făcut ceva din voi trăiți. Pentru că Dumnezeu a făcut ceva din mine trăiesc. Eu am făcut ce n-am putut să fac eu. Dragii mei, indiferent cât m-aș trudi eu, eu nu pot să fiu perfect în ochii lui Dumnezeu. Dar pentru că eu am făcut ceea ce trebuia să fac în locul meu, eu acum trăiesc de drag. Uitați Ioan capitolul 3 de la versetul 1. Cum se întâmplă, de fapt, să fie viața noastră? 1 Ioan capitolul 3 versetul 1. Hai să citim cu toții, cu toată adunarea, dar să nu ne fie greu. Dacă mie nu mi-e greu să vorbesc, nici dumneavoastră să citiți un verset împreună cu mine, nu? Haideți să citim. Vedeți ce dragoste ne-a arătat Tatăl să ne iubim copii al lui Dumnezeu. Și suntem. Lumea nu ne cunoaște. Pentru că nu l-a cunoscut nici pe El. Mergem mai departe. Prea iubiților, acum suntem copii al lui Dumnezeu. Și ce vom fi, nu s-a arătat încă. Dar știm că atunci când se va arăta El, vom fi ca El. Pentru că îl vom vedea așa cum este. Și versetul 3. Oricine are nădejdea aceasta în El, se curăță după cum El este. Știți care e ideea? Uită-te la tine când te vede Dumnezeu. Înțelege cine ești și atunci te vei curăți. Înțelege ce-a făcut Dumnezeu în tine și atunci vei răspunde cu astfel de viață. Atunci vei arăta în afară. Eu știți ce cred? Că viața de credință nu înseamnă a mai obține ceva. Ci viața de credință înseamnă a lăsa pe Dumnezeu să trăiască prin mine. Cu cât îl las mai mult, viața mi-a arătat altfel. Nu-i despre mine, e despre El. Galaten 2 cu 20 spune așa. Eu am fost răstignit împreună cu Hristos. Și trăiesc. Dar nu mai trăiesc eu, ci Hristos trăiește în mine. Frații mei, viața de credință înseamnă o cedare, nu o obține. În mine e o persoană care trebuie să lasă vorbească prin mine. Să-mi spună și eu să zic mai departe. De-aia nu mă întrebesc dacă fratele Uțu mă întreabă cum ești și sentimentele spun, a mele spun, îți dezamăgit că mă dezamăgit ceva. Nu, nu, nu. Cum ești? Slavă Domnului, îți plin de mulțumire. Eu știu cine sunt, eu știu ce a făcut Dumnezeu pentru mine, eu știu că cel ce e în mine e mai tare decât cel care e în lume. Și atunci, nu sentimentele mele îmi spun răspunsul, nu firea pământească îmi spune răspunsul, ci răspunsul îmi spune adevărul lui Dumnezeu. Pentru că, aș vrea să vă spun, sentimentele mele acum se schimbă acum. Acum plângem, acum râdem. Acum ne convine, acum nu ne convine. Dar există ceva care nu va trece. Cerul și pământul va trece. Dar cuvântul lui Dumnezeu nu va trece niciodată. Și ceea ce spune Dumnezeu e mai important decât ceea ce spune cineva despre mine. Deci, cine sunt eu? Unii ne spune Călin. Vreau să spun că eu nu sunt Călin. Că eu mâine pot schimba numele și o să fiu Alin. Și vin după un an și Alin. Nu, nici Onițiu nu mă cheamă, că dacă vreau, mâine mă schimb pe numele de Chimiveș. Pot ca să mă schimb. Și uite că identitatea mea nu stă numele meu. Astăzi lucrez la un cămin de bătrâni. Și aș putea să vă spun că sunt acolo un îngrijitor. Dar peste un an nu mai lucrez acolo și atunci în meseria mea sunt adevărata mea identitate. Astăzi sunt binez musculos, pot să cânt. Mâine poate că nu mai pot ca să cânt. Aș vrea să vă spun, adevărata mea identitate stă în ceea ce spune Dumnezeu despre mine. Și eu, când mă voi vedea așa, voi putea să iubesc, voi putea să amilă, voi putea să mă relaționez cu bunătate atunci când alții mă atacă. De aceea, dragii mei, în această dimineață, aș vrea să înțelegem ce înseamnă mulțumire.
Mulțumire înseamnă să înțelegem ceea ce a făcut Dumnezeu pentru noi. Și să înțelegem că a făcut mai mult decât că ne-a iertat. Pur și simplu, ne-a dat o identitate nouă. Eram în urmă cu 2 ani la o conferință în Zaragoza, aici, la dumneavoastră. La o conferință de tineri și la final a venit o soră la mine. Și era dovorâtă, era... și am povestit un pic cu ea în biroul bisericii. De fapt, venise din lume și diavolul o mințea cu toate traumele prin care a trecut. Și am spus, soră, ca să trăiești o viață de biruință, trebuie să te vezi așa cum te vede Domnul. Și am întrebat, cum o vede Domnul? Și am zis, te vede ca și copilul lui. Și am zis, bine. Dar pentru că noi suntem așa, am trăit într-o cultură ortodoxă profundă, când auzim de cuvântul Sfânt și cel mai bine pronunțat, suntem oameni lui Dumnezeu puși deoparte pentru el, i-am spus, tu crezi că eu nu pot spune asta. Am zis, soră, dar uite să spune Sfântul. În momentul când am spus, așa o bucurie și am zis, tu trebuie să înțelegi că Dumnezeu a făcut asta pentru tine. Nu trebuie să te vezi una care nu mai ai nicio șansă. Dumnezeu ți-a dat șansă. Mi-aduc și acum aminte, ai ieșit din birou bisericii care dau undeva în partea asta și până acolo. Uitați așa era în minte. Că Dumnezeu a înțeles cum o vede Dumnezeu. Diavolul, primul atac al diavolului este la identitate. Dar Adam și la Eva au spus, trebuie să fii ca Dumnezeu, fă asta. Dar ei aveau chipul lui Dumnezeu. Iisus Hristos, când a fost ispitit, ce a spus diavolul? Dacă ești, cine? Fiul lui Dumnezeu. Diavolul ne atacă la identitate, pentru că identitatea noi nu o putem câștiga. Eu oricât aș face, nu pot să fiu așa cum Dumnezeu îmi cere. Dar El mi-a dat-o asta în dar și de aceea răspund cu dragoste, de aceea răspund cu bunătate cât pot. De aceea, dacă trebuie să mă duc undeva și am posibilitatea, mă duc și slujesc, dacă pot să stau pe fer, în ajutor, îl ofer, nu ca să obțin ceva, ci că am obținut totul. Când vom vedea așa lucrurile, relațiile noastre vor funcționa altfel, slujirea. Eu nu vin la biserică, dragii mei, ca Dumnezeu să vă iubească mai mult. Știți ce spune Sfântura? Pe când eram noi încă păcătoși, Hristos ce-a făcut? Și-a dat viața, dragii mei, eu pe când eram păcătos și făceam ce-mi plăcea și mergeam pe drumul meu și îl ignoram și făceam toate prostiile, mai mult sau mai puțin fiecare, el atunci mă iubea. Acum credeți că nu mă iubește? Vine diavolul și spune, auzi, Dumnezeu nu te iubește. Văd multe fețe triste, văd oameni întoborâți. Mă duc în biserică și văd oameni care, pe care diavolul îi apasă la nivelul minții și le predică Evanghelia. Și noi stăm doborâți, stăm apăsați și nu înțelegem ce a făcut Dumnezeu pentru noi. De aceea, în această dimineață, mă rog, ca prin Duhul Sfânt, să înțelegem ce a făcut Dumnezeu pentru noi. Și să ne răspundem cu o viață de mulțumire. Ce motiv avem să ne uităm urât cu viață? Ce motiv avem să ne aruncăm într-o vorbă? Când înțelegem ce a făcut Domnul pentru noi, suntem un izvor, spune Scriptura, în inima lor va curge un izvor de viață. Și știți unde vine viață? Floarea. Unde e viață? Totul se schimbă. De aceea, să înțelegem acest prim lucru. Noi nu ne putem, dragii mei, închina dacă nu suntem oameni mulțumitori. Și ceea ce am spus până acum trece orice problemă care o avem. Fie că am o boală, fie că am o circunstanță foarte grea, nu mai înțeleg. Ceea ce a făcut Dumnezeu pentru mine destul să fiu mulțumitor. Pentru că diavolul vrea să-mi ia mulțumirea. Și când mi-a luat mulțumirea, în primul rând mi-a luat întâlnirea reală cu Dumnezeu. Doi, aș vrea să vă spun că mulțumirea este o modalitate de a păstra plinătatea Duhului Sfânt. Știți că noi toți vrem să fim plini de Duh? Și suntem venim în casa Domnului, ne rugăm, ne mărturisim, vrem astăzi Domnul să lucreze, luăm pe fratele postor de mână, pe frații slujitori, ne vărsăm tot oful și venim la rugăciune. Și Dumnezeu prin Harul Lui, pentru că ne-am curățit și ne-am redeschis comunicarea cu El, atunci se coboară prin Duhul Sfânt. Și poate ca semn exterior vorbim în alte limbi. Slavă Domnului! Suntem plini! Dar ca să păstrăm plinătatea, trebuie să avem o stare de mulțumire continuă. Știți de ce duminică suntem mulțumiți și plini? Și marți mai suntem plini? Pentru că de duminică până marți, a venit un duc de mulțumire, mi-a lovit la cap și rapid ne-am schimbat starea.
Uitați ce spune Cuvântul lui Dumnezeu. Câteva versete foarte scurt. Efeseni 5, de la 18 la 20. Să vedeți că noi ne păstrăm plinătatea Duhului Sfânt de o stare de mulțumire. Nu vă bătați de vin. Aceasta este destrăvălare. Din potrivă, fiți plini de Duh. Cum? Vorbiți între voi cu psalmi, cu cântări de laudă, cu cântări duhovnicești, cântați și aduceți lui Dumnezeu din toată inima laudă lui Dumnezeu. Lauda este prima, după cum am spus. Și vedeți că avem o altă propoziție. Dar în original e o continuare a primului verset. Mulțumind totdeauna. Când cântați, cântați mulțumind. Orice faceți, să aveți atitudinea de mulțumire. Dacă veți face așa, vă veți păstra plinătatea. Uitați un alt verset. 1 Tesaloniceni 5, cu versetul 18 și 19. Să vedeți ce corelație strânsă este între plinătate și mulțumire. Mulțumiți lui Dumnezeu pentru toate lucrurile, căci aceasta este voia lui Dumnezeu în Hristos Iisus cu privire la voi. Următorul verset. Nu stingeți ce? Duhul! Când noi ieșim din starea de mulțumire, se stinge vocea Duhului Sfânt în viața noastră. Până atunci, e clar, o deosebim. Avem călăuzire. Când am ieșit și am intrat într-o stare de mulțumire, nu ne mai vorbește. Și ascultați-mă, pot să vin ce predicator să vin. Putem să facem și să ținem post cât vrem. Dacă nu ne rezolvăm starea de nemulțumire, nu mai auzim și nu mai primim călăuzirea Duhului Sfânt. Pentru că o stingem. Dar uitați un verset care poate este coroana la tot ceea ce am spus. 1 Corinteni 14, cu versetul 17. Știți ce este de fapt vorbirea în alte limbi? Uitați, când noi vorbim în alte limbi, spune Scriptura, negreșit, tu mulțumești lui Dumnezeu foarte frumos. Dar cei care te-au de urmăresc. Vorbirea în alte limbi este o vorbire de mulțumire la cel mai înalt nivel. Duhul Sfânt când se roagă prin tine și tu când ai părtășie cu Tatăl prin Duhul Sfânt, prin vorbirea în alte limbi, tu îi mulțumești. De-aia asta. Imaginează-ți așa, că tot programul n-ai putut să-i spui mulțumesc din toată inima decât de buze. Și poate că Duhul Sfânt vine și spune, fiule, omule, femeie, soră, frate, rolul meu îi să mă duc înaintea Tatălui, să te duc într-o stare de mulțumire, pentru că vorbirea în alte limbi, în primul rând de orice, e o stare de mulțumire foarte frumoasă. Între Duhul Sfânt și mulțumire e o corelație foarte strânsă. Vrei să știu și să știu de ce prietatea Duhului Sfânt sau vocea Duhului Sfânt nu este clară în inima mea? Pentru că am ieșit din perimetrul mulțumirii. Și toate astea, pentru că ceea ce ni se întâmplă, credem că e mai important decât ce a făcut Domnul pentru noi. Când înțelegem ce a făcut Domnul, toate celelalte lucruri se legează. Al treilea lucru. Mulțumirea menține sănătatea noastră mentală. Uitați Romani 1 cu 21 și 22 ce spune. Romani 1 cu 21 și 22. Se vorbea la timpul de rugăciune, fratele Iosu vorbea despre o minte sănătoasă. Fiindcă măcar că au cunoscut pe Dumnezeu, nu l-au proslăvit. Haideți să spunem. Nu l-au lăudat, nu l-au înălțat. Nici nu iau, care mă dau cuvânt? Mulțumit. Ce s-a întâmplat? Ci s-au dedat la ce? Gânduri? Deja. Frate și soră, când noi ieșim din zona de mulțumire, diavolul atacă gândurile noastre. Știți că diavolul e capabil să pună gândurile în inima noastră? Uitați-vă pe Scriptură și vedeți. El poate să le arunce. Dar ca ele să se așeze în inima noastră, trebuie să le dăm loc. Imaginați-vă ca o sămânță pe care o aruncăm și poate să nu se așeze sau să se așeze. Mulțumirea este un paravan în ceea ce privește toate gândurile din partea diavolului. De exemplu, nu ești iubită, nu mai ai nicio șansă, diavolul, Dumnezeu nu te mai ajută, copiii tăi vor rămâne în lume. Nici fratele nu te iubește pentru că uite cum s-a uitat la tine și fratele are ce are cu tine. Mâine o să fii bolnavă de depresie, te duci la doctor și vine cancerul. Toate astea sunt niște sămânțe care ne distrug. Și mulțumirea este un paravan care oprește toate aceste lucruri. Dar știi ce se întâmplă? Nu doar că la nivelul minții. Uite de nemulțumirea ce face. De la minte se coboară unde? La inimă. Și niște gânduri deșarte e ca un pulcăre care coboară și se așează pe sentimente și spune că inima lor fără pricepere se întunecă și se întunecă starea noastră interioară.
Doctorul Caroline Leaf a scris o carte, este un doctor specialist pe știință neuroștiință cognitivă și a scris o carte despre creier. Și a spus așa, creierul este modelat de alegeri. Tot ce alegem noi, modelează creierul. Tot ce gândim noi, modelează creierul. Dar mai mult de atât, nu doar alegerile noastre modelează creierul, ci și reacțiile noastre modelează creierul. Pentru că odată lăsat în minte, se așează în emoții. Știți că noi, de fapt, reacționăm din emoții? Haideți să vă spun ceva. Dacă suntem într-un grup de prieteni și am avut în familie o experiență, o traumă, să zicem un accident și cineva ne-a plecat, dacă cineva deschide subiectul ăsta, dintr-o dată trezărim și spunem ceva. Și de ce mi-am putut ori toate că? Pentru că s-a așezat în sentimentele noastre, în inima noastră. Nu așa este și cu mulțumirea. Dacă nu o punem ca paravan, gândurile se transformă în sentimente. Și reacțiile noastre ajung să ne afecteze. De ce, frații mei? Pentru că mulțumirea menține sănătatea mentală. În această dimineață aș vrea să întreb. Care-i mulțumirea care ne-a afectat? Poate ești nemulțumit cu privire la soț, la muncă, la biserică, la cum areți, la ceea ce poți. Aș vrea să spun ceva. Ești nemulțumit cu privire la soț. Soțul tău poate să facă mai mult, dar nu ajuți. Ești nemulțumit cu privire la tine. Vreau să spun ceva. În tine este cineva care e mai tare decât cel care e în lume. Și în Efeseni 3:20 spune că prin puterea care lucrează noi poate să facă nespus mai mult decât cele sau din lume. Nu-l mai lăsa pe diavolul să spună că nu poți. Ești nemulțumit cu privire la biserică. Roagă-te, implică-te. Și lucrurile care vezi că nu-s bune, stai înainte Domnului și Domnul le va schimba, pentru că caută un om. Haideți să continuăm cu lista asta. Orice nemulțumire putem să o dărâmăm. Implicându-ne. Dar diavolul ne ține pironiți. Și câteodată mai afectăm și pe alții. Știți că un om mânios, de fapt, e un om nemulțumit? Depresia vine de la nemulțumire. Certurile pornesc de la o singură nemulțumire. Judecata, răzvrătia, lăcomia și păcatele imorale pornesc de la o nemulțumire simplu. De acolo se ajunge la homosexualitate din Roman capitolul 1. De la o nemulțumire. Că diavolul atâta vrea. Eu mă rog în această dimineață și spun și n-au văzut dumneavoastră și a celor nevăzut și a împărăției diavolului. Domnul să rupă orice legătură de nemulțumire. Amin. În a patrulea, mulțumirea menține sănătatea noastră spirituală. Aici aș vrea doar atâta să vă spun. În ultimul de capitolul 4, cuvântul Domnului vorbește despre biserică că se confrunta cu o problemă. Se aducea niște o mâncare care era înainte a fost jertfită idolilor. Și niște învățători spuneau creștinilor atunci, dacă mâncați, o să fiți afectați. Și vine Pavel și le spune așa, dacă mulțumiți pentru mâncarea aceasta, prin rugăciune și cuvânt, nu se întâmplă nimic. Știți care e concluzia? Prin mulțumire, săgeata care vine din partea diavolului, o reîntoarcem și o transformăm în biruință. Prin mulțumire, atacul diavolului îl redirecționăm și din atac îl facem biruință. Aduceți aminte de povestea din Vechiul Testament cu Mardoheu și Naman. Ce a pregătit Naman la Mardoheu? O spânzurătoare. Cine a ajuns să fie spânzurat? Cel care a pregătit-o, Naman. Știți că vine diavolul cu un gând de nemulțumire, așa să spun, sau cu o situație, sau o problemă, un atac. Atacul care vine prin mulțumire la adresa lui Dumnezeu, tu îl transformi într-o biruință. Mulțumirea are o mare putere. Uitați ce spune 2 Corinteni 2:14. Și așa să punem acest verset sus. Să știm că mulțumirea transformă atacul diavolului. Mulțumirea are o putere în ea. Uitați ce spune cuvântul Domnului. Mulțumiri fie aduse lui Dumnezeu, care ce? Ne poartă întotdeauna cu capul de biruință. Punem aici o pauză. Știți cum este mulțumirea? Cred că mă auziți de acolo de unde sunteți. Eu vreau să mă urc în car. Aici sunt într-o stare de nemulțumire. Nemulțumirea este pasul acesta care mă așează în carul de biruință al lui Dumnezeu. Vrei să stai în biruință? Fii mulțumitor. În momentul când ești nemulțumit, ai ieșit din biruință.
Mulțumiri fie aduse lui Dumnezeu care ne poartă în carul lui de biruință. Biruința îi treapta, dragii mei, care ne ține în biruință. Este pasul acela care ne pune carul lui Dumnezeu. Și carul lui Dumnezeu îl conduce Domnul. Înduce El pe unde vrea, dacă ești în car, întotdeauna ai biruință. Prin probleme avem biruință, în încercări avem biruință, în slujire avem biruință, oriunde suntem avem biruință, pentru că am făcut pasul. Îți mulțumim! Îți mulțumim! Nu pentru ceea ce mi se întâmplă, nu pentru ceea ce spun frații, nu pentru ceea ce am văzut, nu pentru ceea ce mi s-a întâmplat. Îți mulțumim de două lucruri. Trecutul meu este iertat. Și acum eu sunt în ochii lui Dumnezeu, sunt copilul lui Dumnezeu. Am putere prin Duhul Sfânt și pot trece. Sunt niște lucruri pe care n-am putut să le fac în dreptul meu. Într-o zi eram în birou cu un contabil în bisericii noastre. Un om extraordinar. Pe lângă că e contabil, e un vorbitor puternic la conferințe. Și spunea, eu n-am nevoie de Dumnezeu. Ce poate să-mi facă Dumnezeu și să nu am eu? Avea bani, avea renume, se menținea foarte bine din punct de vedere fizic, absolut tot. Și am spus așa, trei probleme, trei lucruri tu nu poți să le ai. Unu, ce faci cu vinovăția ta? Ce mai poți face cu starea de vinovăție care acum te pasă de inimă? Deja am început să suflet greu. Așa e, pe de-a pasă. Nu vreau să spun, nu poți să faci nimic. Există cineva care poate. Dar vreau să spun, pacea pe care o cauți așa de mult în toate lucrurile astea, atunci când ești numai tu singur, că nu te-ai păstorit, când ești numai tu singur în momentele de liniște și vrei să o ai, poți să obții. Pentru că vinovăția și pacea nu le poate obține. Și ați mai spun ceva. Ce garanție ai pentru săptămâna care vine? Spune-mi ce garanție îmi dai tu pentru săptămâna care vine, dacă o să mai vin. Și trei lucruri pe care noi nu le putem face. Dar sunt trei lucruri pe care Domnul le-a făcut pentru noi. Frații mei, noi suntem în mâna Domnului. Și nici moartea nu mai are nicio putere. De-aia frica de moarte e cea mai mare minciună. Ai ca angelul să mori. Cine spune asta că noi murim? Și ce spune Scriptura? Noi când închidem ochii acum, unde-i deschidem în secunda următoare? În prezența Tatălui. Bineînțeles, trupul rămâne aici. Dar noi mergem în prezența lui Dumnezeu. Știu că e greu pentru care rămân. Știu că e un lucru trage, știu că e un lucru greu. Dar vreau să vă spun, noi nu trebuie să mai avem frică de moarte. Pentru că Iisus Hristos a biruit și păcatul, și diavolul, și blestemul, și frica de moarte. Slăviți să fie Domnul. Asta e ceea ce mă ține. Și cine-i mulțumit, nu doar pe car, spune, ce face? Răspândește prin noi, în orice loc, o mireasă. Știi că omul care e mulțumit e cel mai bine parfumat om. E cel mai bun miros. Îți place să stai. Îți dă viață. Că mintea ta și starea ta spirituală îi ia în ordine. Și nu din când, și vom încheia, frate și soră. Aș vrea să vă spun că mulțumirea este începutul minunii pe care tu o aștepți în această dimineață. Ai nevoie de o minune în viața ta? Frații mei și sororile mele, Domnul Iisus Hristos înainte să înmulțească plină, știți ce a făcut? Dar dacă nu se înmulțeau, se făcea de rușine. Veți spune, păi a fost Fiul lui Dumnezeu, așa, dragii mei. Dar nu suntem și noi chemați, conform cuvântului, să trăim și noi cum a trăit Iisus. Poate nu ne așezăm noi standarde prea joase. Poate nu credem că Dumnezeu poate lucra și noi aici în Madrid, cu noi în Dublin. Poate împărăția Lui e mai puternică decât împărăția diavolului. Știți ce a făcut Domnul Iisus când a fost în față cu mortul și cu Lazar? Primul loc care a fost? A mulțumit. Dar dacă nu via Lazar și l-auzeau toți, dar e Fiul lui Dumnezeu. Frați și soră. Nu, nu ne-a dat Domnul autoritate și peste boli. Știu că sunt situații pe care nu le înțelege. Dar vreau să vă spun ceva, trebuie să crede. Pe Domnul mai mult decât orice. Ioan 5 vorbește despre un slăbănor de 38 de ani. Și Domnul întreabă așa, vrei să te faci sănătos? Ce răspunde el? N-am pe nimeni. Domnul se atinge de el, îl vindecă și la final spune așa, du-te și niciodată să nu mai păcătuiești. Eu am stat mult timp și am citit acest verset. Dar dați-mi voie să vă spun ce am înțeles. Îi găsesc cu sigur păcat. Poate că fac mai multe. Dar în ăsta sigur stătea. Ne mulțumim. Pe cum să te întrebe cineva vrei să te faci sănătos și să spui
Păi nu mă ajută socrul, nu mă ajută soția, nu mă ajută alții, sunt altă treabă, toți m-au părăsit. Am, dar nimeni nu mă ajută, dar nimeni nu mă ajută, dar nimeni nu mă ajută. Păi măi omule, problema ta, hai să-ți rezolv tu problema, eu sunt aici să-ți rezolv problema. Nu știu, nu știu cine ești, nu știu ce vrei, vreau să spun ceva. Eu singur. Îți nemulțumit de starea în care sunt. Și Domnul se atinge de el și spune, niciodată nu mai lăsa păcatul nemulțumit. Că păcatul nemulțumirii e o ușă deschisă a diavolului și pentru a te ataca din punct de vedere fizic. Eu știți ce cred? Că în momentul când începem să trăim o viață de mulțumire, putem fi vindecați la nivelul trupului. Oricât s-ar ruga frații slujitori, oricât ar face oricine așa, dacă nu ne rezolvăm problema mulțumirii, Dumnezeu nu poate ca să atingă de noi. Și toate acestea, pentru un singur lucru, cuvântul mulțumire, și permiteți-mi acum la final, un aspect așa mai practic, mai teologic. Cuvântul mulțumire înseamnă, din grecește, euharistie. Și cuvântul har înseamnă haris. Știți ce este mulțumirea? Un răspuns la harul lui Dumnezeu. A fost harul lui Dumnezeu mare pentru noi? Amin. Știți că noi suntem mântuiți prin harul lui Dumnezeu, slăviți să fie Domnul. Amin. Noi suntem iertați prin harul lui Dumnezeu, slăviți să fie Domnul. Noi suntem transformați prin harul lui Dumnezeu. Amin. Noi suntem împuterniciți prin harul. Noi fără har, spune Pavel, tot ceea ce sunt, sunt prin harul lui. Identitatea mea, păcatele mele, și în ziua aceea, spune, se va arăta harul lui Dumnezeu. Și în ziua aceea, doar că l-am pe Iisus de mână voi intra. Și că sunt îmbrăcat cu haina lui. Că totul e har. Și dacă harul e așa de puternic, vă întreb, mulțumirea e puternică? La care nemulțumire renunțăm astăzi? Nu doar, Doamne, iartă-mă. Doamne, renunț la Duhul de nemulțumire. Duhul de nemulțumire va vindeca familie. Dacă Duhul de nemulțumire, dacă rup, spune oricine cheamă numele Domnului, va fi mântuit, eliberat. Dacă renunți la starea de nemulțumire, Dumnezeu îți va vindeca trupul, îți va vindeca familia, îți va deschide ușa de binecuvântare, pentru că El e mai interesat să se folosească de tine, de Crescu. Și mă rog în această dimineață să fim niște oameni înțelepți. Să aplicăm, să luăm mulțumirea în viața noastră. Amen. Că Domnul a fost bun cu noi. Amen. Amen.